Dumnezeu permite tot felul de împrejurări ca să aducă în viața ta crucea. Și toate împlinesc scopul Lui. El poate chiar adăuga slăbiciune fizică la suferința ta emoțională și spirituală. Bineînțeles că se poate ca oamenii să nu vadă că tu ai de-a face cu crucea. Ei cred că ești doar supărăcios sau predispus la accese de furie din cauza epuizării nervoase. Astfel că, în timp ce ești de două ori încovoiat sub lucrarea ascunsă a crucii, spectatorii invidiază adesea bunăstarea ta aparentă. Ce îi spui lui Dumnezeu când te afli sub lucrarea crucii? Nu e nevoie să-i spui prea multe. El vede suferința ta și asentimentul supunerii. Oamenilor pe care îi iubești, nu e nevoie să le spui în continuu, te iubesc din toată inima mea. Chiar dacă nu te gândești la cât de mult îl iubești pe Dumnezeu, aceasta nu înseamnă că nu-L iubești mult. Adevărata dragoste este adânc înrădăcinată în duh, simplă, liniștită și tăcută. Cum rabzi suferința? Tăcut înaintea lui Dumnezeu. Nu te tulbura singur încercând să produci un sentiment artificial al prezenței lui Dumnezeu. Încet vei învăța că toate necazurile din viața ta, slujba ta, sănătatea ta, lipsurile tale lăuntrice, toate sunt cu adevărat leacuri contra otrăvii naturii tale celei vechi. Învață să înduri aceste suferințe cu răbdare și blândețe.